Miercuri 21 august au început probele scrise la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului din acest an. Primul examen scris va fi la limba și literatura română, urmat pe data de 23 august la proba obligatorie a profilului, iar pe 26 august proba la alegerea profilului și specializării. În perioada 27-28 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Între 30 august și 2 septembrie va avea loc evaluarea competențelor digitale, iar între 2 și 3 septembrie evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Afișarea rezultatelor la probele scrise se va face pe data de 3 septembrie până la ora 12, iar concurenții nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestații în aceea zi între orele 12-16. În perioada 3-6 septembrie se vor rezolva contestațiile depuse, iar pe data de 7 septembrie vor fi afișate rezultatele finale. La sesiunea de toamnă a bacalaureatului, la nivelul județului Călăraș s-au înscris 575 de candidați. Repartizarea acestora pe probe este următoarea. La prima probă scrisă la limba și literatura română sunt înscriși 269 de candidați. La proba obligatorie a profilului sunt înscriși 438 de candidați, iar la proba la alegerea profilului și specializării sunt înscriși 333 de candidați. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a înființat două centre de evaluare a candidaților la Liceul Danubius din municipiul Călăraș și Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Oltenița. În legătură cu sesiunea a doua de bacalaureat, avem înscriși la ora actuală 526 de candidați. E vorba de candidații care nu au promovat și din seria curentă și seria anterioară care nu au promovat examenul la prima sesiune. Începând cu data de 21 august, da, intrăm deja în probele scrise. Conform calendarului, pe 21 august se va susține proba scrisă la limba și literatura română. Pe data de 22 august, proba obligatorie specifică profilului, iar pe 26 august, proba la alegere specifică profilului și specializări. Rezultatele vor fi afișate pe 3 septembrie, înainte de contestații. Între 27 august și 3 septembrie se vor desfășura probele de competențe. E vorba de cele trei categorii de competențe lingvistice, de comunicare în limba română, comunicare într-o limbă internațională și competențele digitale.